Principesa Sofia a inaugurat în grădina Palatului Elisabeta din București o expoziție personală de fotografie din Maramureș. Alteța sa regală documentează o parte mai puțin cunoscută a Maramureșului și promovează comunitățile românești din nordul țării. Fotografiile surprind peisaje, tradiții și viața oamenilor din satele românești și au fost realizate în această primăvară în Maramureș, în ajunul Paștelui. Alteța sa regală a surprins modul în care se pregăteau oamenii din satele maramureșene pentru sărbători, obiceiuri, peisaje și case care de obicei nu apar în fotografii. Expoziția va putea fi vizitată la Palatul Elisabeta pe perioada verii. Sunt fotografii alături de bunica mea, Ileana Cușa. A fost cu adevărat o onoare pentru localitatea noastră, chiar dacă nu a stat la noi efectiv. Însă, eu fiind etnolog, am fost cea care am ghidat-o prin satul Coruia și satele alăturate, unde am realizat aceste frumoase fotografii. Am fost surprinsă foarte mult de acele case tradiționale și a surprins pentru prima dată o persoană care a surprins și ruinele. Familia regală a României, în general, și femeile în special, au avut o contribuție mare în domeniul artelor. Nu au fost doar susținători ai artelor, ci au fost și artiști. Eu continui această tradiție de familie, deoarece pun fotografia în slujba țării. Aceasta este cea de-a treia expoziție de fotografie pe care Alteța sa regală, Principesa Sofia, a vernisat-o în România, dar a avut alte nenumărate în străinătate. Fotografia este o pasiune de familie pe care o moștenește de la regele Mihai.